Bună ziua și bine v-am găsit! Împreună cu Luiza Vasiliu, jurnalist și cititor, la o discuție foarte scurtă, foarte concentrată probabil, despre două romane din colecția Babela editurii Nemira. Sunt Alexandra Rusu, editor la Nemira. Vom vorbi despre Umbra regelui de Maza Mengiste și Femei și sare. Două romane pe care Luiza mi-a spus off the record că le poți citi în paralel. Cum vine asta? Bună ziua, Alexandra, și bună ziua celorlalți cititori și celorlalte cititoare care se uită la discuția asta noastră. On the record de data asta, din pricina faptului că am un copil mic, am învățat să mă descurc foarte fragmentat în literatură și să citesc mai multe cărți în același timp, lucru la care nu mă prea pricepeam înainte, dar când mi-ați propus tema asta de gândire și de lectură, două romane scrise de două fiice / nepoate de imigranți, care rescriu istoria și o completează fiecare într-un fel foarte proaspăt, am zis că mai bine le încep pe amândouă, chiar dacă nu o să apuc să le termin până când purtăm noi discuția noastră, dar îmi place să mă afund în apa romanelor ca într-o apă de fluviu curgător. Funcționează foarte bine împreună. Vorbesc despre spații și despre istorii foarte diferite, dar ce le unește sunt personajele feminine foarte puternice și completarea asta, lumina pe care o aduc pe niște porțiuni de istorie care ne sunt sau ne erau necunoscute până acum. Deci merg bine împreună. Hai să spunem atunci repede că primul roman, Umbra regelui, Maza Mengiste, aruncă lumină, cum spuneai, asupra unei porțiuni foarte stranii din istoria Africii, dar și a Europei, desigur, și a Italiei, care este războiul italo-etiopian de la începutul secolului 20. Este un roman, pe mine m-a uimit foarte tare descrierea autoarei, povestea ei, în care prima versiune a acestui roman a fost aruncată la gunoi și noi am ajuns să o citim pe a doua, care pornește de la niște fotografii. Autora a colecționat timp de 10 ani fotografii de război, majoritatea cu femei. Fotografia devine cumva armă în acest roman, așa cum se pare că a fost și în realitate. Și despre asta o să te rog puțin să povestim, Luiza, dacă vrei. Despre aceste fotografii cu femei, câteva dintre ele apar și în carte, foarte multe dintre ele apar pe internet. Sunt niște fotografii cu femei soldat etiopiene. Pentru ce au fost ele făcute și cum anume ajung în roman? Care este povestea din spate, cea din roman, și care este povestea din spate, cea din realitate? Da, m-a surprins și pe mine să citesc un interviu cu Maza Mengiste în care spunea că nu e o istorie despre care a învățat la școală. Ea însă și-a fost destul de șocată când a descoperit prima oară aceste fotografii cu femei soldat, gândindu-se că e ceva acolo, dar nu știe exact ce, pentru că nu e ceva despre care să fi vorbit nici la școală și de multe ori poate nici în familie. Ce mai spunea ea e că, în general, oamenii neștiind să scrie și-au transmis istoria mai ales oral, așa că multe dintre povești riscau să fie pierdute sau s-au și pierdut, de fapt, din 1935 și până acum, și munca asta a ei de documentare a început, de fapt, de la niște reprezentări vizuale cu femeile astea soldat, care sunt de două feluri și de două feluri apar și în carte. În carte apar chiar în scena de deschidere într-o cutie cu fotografii pe care Hirut, personajul principal, le duce cu ea ca pe o moștenire și trebuie să le paseze mai departe proprietarului, să zicem. Și reprezentările astea vizuale sunt de două feluri. Pe de o parte sunt reprezentări, să zicem, standard ale unui soldat, doar că sunt femei în loc de bărbați, ceea ce dintr-o dată transformă toată povestea. Și când te gândești că războiul ăsta italo-etiopian a fost un război pornit de Mussolini,
din dorința lui dementă de a reface Imperiul Roman, chiar îți vine să zici, wow, femeile astea au luptat cu armata lui Mussolini, unul dintre cei mai, nu știu cum să zic, temuți, fioroși, lideri de popor din secolul 20. Și asta pe de-o parte. Și celălalt tip de fotografie e un tip de fotografie pe care coloniștii îl făceau în general când se duceau în teritorii din Africa, și anume fotografii exotizante și cu oarecare tentă sexualizantă, care ar fi trebuit, adică erau făcute de soldați italieni și erau pasate mai departe către alți soldați ca să-i îmbie să vină și să se bucure de fructele teritoriului invadat. Că mi-e incredibil de interesant cum poți să pornești de la o mică arhivă, o mică arhivă fotografică și să dezgropi, de fapt, o istorie întreagă care era ascunsă nu doar pentru noi, europeni, care, în fine, știm un pic că al doilea război mondial a însemnat marile puteri, dar nu prea știm ceva despre Eritrea sau despre Etiopia. Bine, în paranteză fie spus, eu n-am învățat la școală nici măcar despre pogromul de la Iași, eu fiind din Iași. Asta ca să vedem ce și ce relație avem cu orice fel de istorie un pic deranjantă sau care nu contribuie la versiunea frumoasă de învingător pe care și-o spune fiecare stat când se uită. În urmă. Pe mine m-a fermecat foarte tare scritura Mazei Mengiste. E chiar foarte învăluitoare, iar personajele ei au ceva din forța lui Margaret Atwood. Deci chiar i-am scris unei prietene și i-am zis, bă, uite ce roman fain cu niște femei care au luptat cu Mussolini și care sunt atât de vii și de pline de tragic și de poezie și de viață. Cred că sunt un fel de plus, de fapt, într-o viață de cititor, că orice zonă dintre asta despre care n-aveai habar înainte capătă viață sub ochii tăi și asta e deja wow. Am divagat un pic de la ideea de doar fotografie. Asta îmi și doream. Eu în timp ce citeam mă gândeam pe de o parte la foarte mulți scritori contemporani din care pare să ia diverse bucățele și tehnici, dar în același timp, într-un mod foarte straniu, mă gândeam la lucruri de genul Iliada sau Cântecul lui Roland, care de fapt sunt foarte patriarhale și pe o istorie foarte mainstream, în același timp, undeva acolo, nu știu, poate poezia din romanul ăsta, tonul elegiac, ceva din eroismul acestor femei, care nu e relativizat în niciun fel, adică el e ceva din toate astea, mă trimitea chiar acolo într-o zonă foarte eroică, așa, și foarte masculină, pe care Maza Mengiste o întoarce într-un mod incredibil, dar e bine de spus și cred și care și personaje masculine foarte puternice în roman, adică în afară de aceste femei apar o serie de bărbați rupți în tot felul de conflicte, foarte violenți, care nici ei nu prea au nicio cale de scăpare, la fel ca femeile, adică e un destin acolo destul de greu din care e destul de greu să te strecori în altă parte. Da, cred că oricum scriitorii mari sunt scriitorii care pot construi personaje la fel de vii și de credibile, indiferent de sexul sau de genul lor. Da, da. Și da, cum zicea Rushdie, că e citatul pe care l-ați ales pentru copertă, e foarte bun, și pentru că scriitoarea asta chiar transformă istoria în mit. Adică e ceva acolo de mitologie, rămânând în același timp incredibil de real. Da, Da, așa mi se pare și mie. Luiza, trebuie să trec la celălalt roman repede, Femei și sare, de Gabriela Garcia. El a fost etichetat ca saga matrilineară, pentru noi în publishing ăsta a devenit un refren, trebuie să știi, foarte multe lucruri sunt o saga matrilineară, adică o poveste de familie spusă prin intermediul femeilor, pe linie feminină. Cu un context istoric foarte, foarte puternic, cum are și cartea asta, este Revoluția din Cuba, relațiile foarte complicate dintre Cuba și Miami, dintre Cuba și America.
Dar vreau să te întreb ceva și după aceea tu o să divaghezi și o să fii complet liberă să ne spui pentru cine e cartea asta și de ce ar merita să o citească cineva. Vreau să te întreb dacă tu ești jurnalist de atâta timp, ai scris, ai făcut jurnalist narativ, ai făcut multe feluri de jurnalism, cred, te inspiră genul ăsta de saga, de poveste de familie în jurnalismul narativ? Adică la un moment dat ți-a trecut prin cap sau ți-ar putea trece să scrii o asemenea poveste despre tine și familia ta pe linie maternă, în orice registru? Ți se pare că e de săpat acolo, merită? E clar că se face asta în foarte multe forme. Da, chiar le spuneam studenților mei, am o grupă de seminar la jurnalism narativ anul 3 și eu le povestesc tot timpul că e foarte important să citească cât mai multă ficțiune. Acum, indiferent ce fel de saga e sau cine o spune, dar dacă vrei să fii un jurnalist care să aibă cât mai multe instrumente de scris cu care să transmită o poveste adevărată publicului, te încarci de bogăție și de un arsenal întreg de mijloace dacă ești un cititor de literatură. Acum pot să spun că m-am gândit de multe ori că mie mi-ar plăcea să recuperez această istorie personală a orașului meu, dincolo de istoria familiei mele, pentru că așa cum am scotocit-o eu, nu știu dacă are... nu știu dacă are calitatea de dramă și de tragedie pe care o au în general poveștile astea transmise din generație în generație. Tocmai asta e miza și în cartea Gabrielei Garcia. Cum se construiește o identitate dezrădăcinată atâta timp cât tu, copil fiind, nu ai primit nimic de la mama ta care te-a crescut singură, nicio rădăcină, pentru că ea, la rândul ei, a preferat să lase în urmă țara din care a plecat și drama de acolo ca să ia o viață nouă de la capăt și asta te-a lăsat pe tine fără nimic. Și cum faci tu, cu ce umpli golul ăsta, că poți să-l umpli cu dependență, cu traumă, poți să te dai bătut pentru totdeauna într-o viață. E clar că sunt povești care cer cercetare, care cer o documentare personală, care îți cer să te întorci și să scormonești acolo. Eu am genul ăsta de relații mai degrabă cu orașul meu și cu felul în care s-au raportat locuitorii lui în anii 40 la crimele pogromului și la faptul că pur și simplu într-o dimineață au ieșit oamenii pe stradă și au văzut cadavre de familii întregi și de copii. Adică stă acolo niște întrebări la care aș vrea să mă întorc din punctul ăsta de vedere și gândindu-mă că de fapt dincolo de familia din care facem parte din mai multe familii, familia orașului, familia țării, familia familia pasionaților de literatură, familia pasionaților de istorie. Și chiar anul trecut am citit un roman scris de o scriitoare americană albă, care refăcea povestea imigrației mexicane. Se cheamă Pământ American, un bestseller scris ca la carte. Atunci au apărut foarte multe voci care au zis, băi, nu prea e în regulă să spună tipa asta povestea noastră. Adică ar fi bine să o spună tot oamenii ăia. Și mi s-a părut un punct interesant cu care nici acum nu cred că sunt 100% de acord, pentru că mi se pare că arta e un spațiu al libertății unde nu ar trebui să avem o proprietate a poveștilor și fiecare ar trebui să aibă șansa să exploreze în ce zone vrea, dar a fost o gură de aer să citesc perspectiva imigrației și a identității și a plecării din Cuba și din Mexic la Gabriela Garcia, adică la cineva care e nepoată de imigrantă plecată din Cuba în SUA, pentru că e foarte interesant de văzut ce poate să-ți aducă un plus. Așa că, nu știu dacă mă întrebi, pentru că eu că vorbesc mai mult decât vorbeam pe vremea când aveam întâlniri pe Zoom, cred că ambele cărți sunt pentru cititorii curioși, pentru cititorii care caută ceva nou, care vor un plus de cunoaștere, care sunt dispuși și curajoși
să meargă și să exploreze, nu știu, istoria Cubei la 1866 sau cum se trăiește într-un centru de detenție din America lui Obama sau cum se pregătea rezistența din Etiopia împotriva invaziei lui Mussolini. Nimic din toate astea nu pare că ar avea vreo legătură cu ce trăim noi acum, fix în momentul ăsta în România. Dar de fapt toate au, pentru că toate invită la cunoaștere și la înțelegerea celuilalt și la adâncirea unor crevase care se tot construiesc între noi și ne fac să nu mai putem dialoga unii cu alții. Așa că de asta, dacă vreți să vă mai încărcați buzunarele cu niște umanitate, citiți și Gabriela Garcia și Maaza Mengiste, pentru că sunt niște scriitoare foarte, foarte bune. Luiza, mă bucur mult că ți-au plăcut cele două cărți. Cumva se simte că ți-au plăcut, adică de asta o spun, că nu pare ceva ce doar zici, pare chiar, chiar adevărat. Cred că sunt niște cărți cu o valoare documentară mare și că dincolo de asta pot oferi niște instrumente de autoexplorare sau de, nu știu, de sondare a propriilor istorii. Asta mi se pare că ar putea fi valoros. Îți mulțumesc foarte, foarte mult și read on! Mai discutăm. Mai aveam niște întrebări. Din păcate nu mai am timp să ți le pun acum, poate altă dată. Mulțumesc și eu, Alexandra. Noi, bine.